Bueno, no sé qué tiempo.
Imaginea care descrie setele din Evanghelia lui Luca sunt greu de îndurat. Iisus pe cruce fără vină, cu doi răufăcători lângă el, unul de fiecare parte. Unul plin de bagiocură, salvează-te pe tine și pe noi, celălalt plin de uimire. Totul acesta nu a făcut niciun rău. Iisus, amintește-te mine când te intra în vărăția ta. Logica noastră umană a dăruirii și a primirii, o imagine a lui Dumnezeu bazată doar pe performanță omenească, nu mai are sens atunci când omul drept suferă alături de rău făcător. Unul din cei răstigniți, cu nu își dă seama, vă primim ceea ce semănăm și ce ne merităm pentru faptele noastre, în acest om nu a făcut niciun rău. Iluzia că dreptatea umană răsplătește pe cei buni și pedepsește pe cei răi a fost depășită. Adevărat îl spun, răspunde Sfânt acestuia,
Thank you.
Okay.